Legenda bujorului. Bujor era fiul unui împărat bătrân și foarte pașnic. Aflându-se pe patul morții, bunul împărat îi zise feciorului: Dragul tati, eu n-am dușman, după cum bine știi. Războaiele cu vecinii nu am purtat, am însă un mare necaz bujor. Cunoști și tu povestea? Da, tată, răspunse fiul cu o mare durere în suflet. Toată lumea știe despre lacul blestemat din codrul de brazi, acolo unde trăiesc stafiile și elele amăgitoare. Elele cele spurcate, care îi prefac pe oameni în măgari și în viței, schimonosindu-i. Ochii împăratului luceau de spaimă. Să nu te duci niciodată acolo, bujor, niciodată să nu te duci la lacul elelor. Împăratul căzu pe pernă, fără suflare după ce spuse toate acestea. Bujor îi închise ploapele și îl celi îndelung. Acum el era stăpânul împărăției. Avea buzduganul în mână și coroana de aur pe cap. După câțiva ani, când promisiunile se uitară, noul împărat Bujor umbla prin târguri și prin sate. Tocmai trecea pe lângă pădurea adâncă, în mijlocul căreia se afla lacul cel blestemat. Era noapte și luna lumina feeric împrejurimile. Deodată, pe Bujor începu să-l fure somnul. Cântau privighetorile, dar și elele vrăjite care apărau goale și ademenitoare la marginea poienii. Doamne, oștenii mei s-au tălănit pe iarbă și au adormit și caii s-au culcat, iar zânele frumoase și zâmbitoare mă poftesc în pădure. Bujor mergea magnetizat. Mergea după ele și stafii până într-o dubravă fermecată. Elele albe jucau în jurul tânărului împărat care se rușinase de goliciunea elelor și obrazul i se înroșise ca focul. Să-l prefacem un vițel, zise o zână. Bă, să-l facem gândac, hohotiră utăcioasă alta. Proscoi ar sta mai bine, mai zise una înaltă. Mama elelor, tot așa de atrăgătoare ca și fiicele sale, purta pe cap o coroană sclipitoare bătută în pietre prețioase, iar ea zise: Nu, nu, pentru că dumnealui, fiul de împărat, s-a înroșit la față, poruncesc să se prefacă imediat în floare. Floare roșie! Așa să rămâie! Într-o clipă, trupul lui Bujor intră într-un vârtej și se transformă într-o floare roșie ca jarul, destul de mare și bătută ca un pămătuf. Apoi, elele au dispărut în lacul blestemat. Mai apoi, oamenii au numit floarea cea roșie Bujor. Bujor a rămas până astăzi, după numele lui Bujor, fiul împăratului, care fusese vrăjit de zânele cele rele ca să se transforme în floarea de Bujor. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!